Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Suntem aici înapoi pe Rust, sunt alături de Manevră și de Adelin. Salut! Înainte să încep tot clipul, am avut o vacanță, să zic așa, nu m-am atins deloc de calculator, nu am făcut absolut nimic în chestia asta, în perimetrul acesta. În schimb, foarte multe idei noi ce vor veni de clipuri, de serii, așa că stați pe canal și veți vedea ce va urma. Care este treaba? Ce avem noi aici? E bine, este un DLC nou în Rust cu aceste chestii de vară. Stați așa, cam așa ar fi. Și de aici mi-a venit și o idee foarte tare. Putem face un meci de fotbal oarecum controlând aceste colace și să găsim o mingiuță, să facem niște porți, o echipă de 5 cu 5 și cred că ar fi destul de tare. Episodul acesta, în schimb, vom prezenta... Hai, așa. Vom prezenta chestiile noi din acest DLC. Avem o piscină micuță, avem și una foarte mare și o grămadă de decorații pe aici și avem și pistoale cu... Opa, nu mai am apă, mă duc să reîncarc. Avem și pistoale cu apă și arme și o grămadă de lucruri. Păi și cum bag apă dacă sunt aici? Trebuie să ții... Da. Un litru intră. Și cred că trebuie... Stai așa, trebuie să-i fac puțin. Vedeți și voi? Da. Ia, că eu mai am ăsta. Dă-și mie. Cred că... A, uite, da și ăsta. Și cum îl încarci pe ăsta? A, ăsta așa... Ia și tu pistolaș. Eu mă duc să mă chinui cu piscinele alea, să vedem care-i treaba cu ele pe acolo. Apropo, ia-ți notă, că fac mai repede cu el. Stai, lasă-mă așa încet. Și am înțeles că trebuie să pun... Ia până ea? Nu. Ce ai zis să iau? Water jug. Ăla mare, nu? Da, la food îl găsești. La, ok, food... Gata, l-am găsit. 500 de mililitri. Și mă duc, stai așa, vreau să-l umplu. Poți să-l umplu pe ăsta? Gata, se umple acum 5 litri, ar trebui să aibă chestia asta. Apropo, dacă mă observați mai roșu la față sau puțin mai diferit, m-am prăjit groaznic. Și ia să vedem. Give. Câtă apă a pus? Ia uite. Ia, bagă-te în ea. Bagă-te. Nu, am pus puțină. Aha. Pot să apăs pe el și dau give aici, știi? Da, uite. Ia uite-l. Ia uite-i cu ochelari cu alea. Am și ochelari frumos, pregătit. Poți să încarci și din piscină. Pă bune? Dar scade apa, văd. Scade apa. Da. O lăsați fără apă. Dacă încarci pistolul ăla mare, o lași fără apă. Deși nu prea înțeleg unde încape toată apa aia. Hai să vedem și la piscina mare. Aici. Aici. 2 litri aici de apă. Dacă îți vine să crezi, și cred că aici sunt vreo 5 tone, la cât de mare, ce 5 tone? Mult mai mult, că deja notați. Cred că sunt 10 da, tone pe puțin. Poftim? Dacă dau stolul... Dă-te așa că am plecat! Și îți vezi caracterul tu sau cum? Da, îmi văd caracterul de afară, ia, urcă. Mamă, cursă pe ocean cu chestia asta. Da. Cu obstacole, cu chestii, sunt o grămadă de idei ce pot fi făcute. Așa, ce mai avem noi pe aici? La fan sunt toate chestiile, să zic, avem piscina mare, avem niște scăunele, umbreluțe, niște nebuniu, o să aici, acolo l-avem deja, chestiile de muzică, iar o piscină și cam atât în mare parte ce ține de... Yeah. Are și animații. Când dai în față, când dai în spate. Poți pune chestiile astea cam unde dorești, te poți pune și pe ele. Ia să facem aici un loc șor. Unde? Uite, aici, așa, am o umbrelă, da. Facem la strand aici. Doar că e puțin cam ciudățel cu pustul. Gata. Și cine nu vrea să plătească șezlongul, să... La covor. Nu pot să-l pun. Cred că mă intercalez cu apa. Mă urc peste, nu știu ce se întâmplă. Și asta funcționează ca un pat. Pă bune? Da, wow, tare. Și merge să stăm și pe chestiuța asta.
Cam așa se... O, ce relax stă șau. Cam așa se vede și cum stau băieții la soare aici. Dar n-avem oare cu barca să... Să facem o chestie cu barca, cu chestia asta. Hei, nu mai văd caracterul de sus, de ce? Cred că ți l-ai bubuit cu ăla de admin. Ah, gata, îl văd, da. Da, ai ceva viteză cu el. Și oare rămâne pe el? Nu. Da, se duce repede. Aveți fiecare câte unul? Vino, că mergem în larg cu ele. Ia, Adeline. Haide, dă-i spre larg, dă-i spre valuri. Să vedem, poate... Da, asta sunt curios. Oare dacă ar fi cineva cu barca, putem să ne legăm cumva de el? Ar fi destul de interesant. Și este foarte, foarte, foarte tare sunetul jocului. L-am la 0-0 și încă aud. Ciudat. Ia zi manevră, te mișcă valul. Bă, dar ce viteză și-a luat. Da, nu prea merge. Ia să vedem ce mai avem. Hopa. Cu ce să mănec? Atât, gata. E tare, mă, cu chestiile astea, îmi plac. Chiar... Oare merge shift-ul? Întreabă asta? Adeline, îi dai cu shift sau fără? Fără. Da, nu-l ajung. Asta merge repede. Față de... Ce aveți voi? Hai să platformele alea. Mamă, băi, până ajungem noi pe alea cu colacul. Oare dacă generăm furtună, sunt valuri mari? E furtună? Putem genera furtună? Am idee. Habar n-am? Plouă în Rust. A? Eu știu că nu plouă în Rust. Păi n-a zis nimeni să plouă. Să creăm ceva fenomene strane, nu știu. Era tare cu o comandă, cu ceva. Mamă, ai ajuns deja la platformă? Gata. Am ajuns la platformă, din păcate manevră a cam obosit de la notat și nu știu, probabil a picat curentul, habar n-am ce s-a întâmplat. Mai sunt câteva chestii pe aici, o chestie foarte tare pe care eu am păstrat-o în inventar este această cameră. Nu prea înțeleg care e treaba cu Infinite Focus, nu-mi dau seama care buton este. Stai puțin să-ți trag o poză, să o ai ca amintire, da? Stai în picioare. O, pune-te pe crenguța asta, ce-o fi, pe... Stai, că e mai greu. Ăla. Doar că nu știu ce buton e chestia, Infinite Focus. Wow, pleacă de aici, am găsit o funcție, ceva șmecher, vin încoa. Îți trag o poză, Adelinda, îi zici ce e aia. You ready? Da. Stai să... Am așa din... Pam! Ia să văd. Ia să vedem. Oho! Da din profil? Ce? L-ai luat așa frumos? Ia. Ia să vedem. E bombă? Foarte bombă, mai ales mesajul. Atât mi-a putut capul. Ideea este că... E tare chestia asta, avem și un frame în care putem să-l punem, doar că trebuie să găsim noi o zonă construită, nu pot pune oriunde și îmi va trebui un... Wow, avem... Mamă, stai, ce? Acum ne-am văzut pe astea. Trebuie să mergem pe uscat, Adeline, poți să încep să-i dai de pe acum. Și eu va trebui să caut niște resurse pe care presupun că le găsim aici. Îmi trebuie building-ul și niște metal, nu-mi trebuie cine știe ce. Ia să vedem tools și avem... Mă, s-a schimbat ceva pe aici. Avem acesta și cred că la construction, building plan-ul. Adelinuș, te aștept. O să fie o surpriză, da? Așa, deci hai să vedem. Avem nevoie de chestiuța asta și facem noi aici o fundație... N-am mai construit de o grămadă de timp în Rust. Bine, nu m-am mișcat de foarte mult timp în Rust, dar vor urma niște chestii prea, prea tari și... What? Mamă, chiar că, uite, rampă de mașină, câte chestii și cu mașinile. Nu ne-am jucat încă, dar ne vom juca. Trebuie neapărat să ne jucăm. Hopa. Acum, bărbătos.
Ține și ea, brăbetoși. Și am văzut că e și unul large. Items, large. Ia cât de large este. A, nu e foarte large. Cât de cât? Deci astea trei sunt, nu? Da. Și asta. Ia unde e Adelin, să-l prindem așa frumos într-o poză. Dă-i, Adelin, dă-i. Îi dau, dau. Ia uite la acolo, bărbătos, m-ai prins? Oho, da. Da, fundul îți plutește deasupra apei. Vreau să te prind așa, cumva, nu știu. Oho, aici, mai la dreapta, Adelin, dă-i cu colacul la dreapta. Că aici sunt cu pozele. Haide. Paint sing. Nu, vreau să pun poza aia. Că am văzut că... Hold down. Aha! Ho, ce tare! Ia uite-l, mă, pe Adelin, mă, pe poză, mă. Bă, ce tari sunt! Astea chiar merg ca amintiri. Ca și cum sunt chiar și mei, că iau uite-l pe Adelin ce-i trăgea. Și oare dacă scriu ceva pe poză, se vede undeva pe ea scris ceva? Adelin. Prietenii mei pe ras. Da, nu cred. Sau nici nu cred că s-a... Ah, ba da, uite. Doar că nu scrie nicăieri nimic. Ai ajuns? Mai am un pic, acum sunt la piscina. Adelin, ți-am zis în dreapta, Adelin! Hopa, te-a dus? Stai să mă dau jos din colac. A. Gat. Ce zici? Oh. Ia uite-le. Mamă, ce frumos. Muzeu. Băi, e tare update-ul ăsta. Îmi place. Sunt foarte multe lucruri care ne vor ajuta la o nouă serie, să zic așa. Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar... Oricum, va reveni și seria de rast normal. Oare pot să împing ăsta normal? Pick up. Nu, voiam să... Era mișto dacă puteai să te pui în el. Dacă puteai să te pui în el în picioare. Uite, am văzut că s-a pus. Da, păcat. Era tare și să poți să faci ceva cu o barcă, să te legi de ea și să te ducă în... În modul acesta era destul de tare. Oricum, clipul acesta îl las aici. Îmi cer scuze că este un clip atât de scurt după o săptămână în care nu am postat absolut nimic, dar scopul clipului nu este să lungesc, să trag de el din mai știu ce motive, este pur și simplu să vă arăt chestiile astea noi ce s-au băgat pe aici. Cam astea sunt chestiile de s-au băgat în acest DLC / update chestii. Și mai este și pe partea de mașini, dar acolo este mai complex și o să facem un clip separat, deoarece oricum noi intrau cu chestiile astea. Avem o grămadă lifturi, o grămadă de nebunii sunt pe aici, au băgat și chestii pentru furtun, pentru pompe de apă, multe chestii. Și repet, o să revenim cu seria clasică. Mă gândesc ba chiar la un server de vanilla, să încep să mă joc cu băieții. Și încă o chestie pe care nu o pot spune momentan, din diverse motive. Noi ne vedem data viitoare, încă o dată încerc scuze față de voi pentru că v-am lăsat să așteptați atât. Nu am pățit nimic rău și vă mulțumesc pentru mesajele frumoase de pe Instagram. Mă întrebați pe acolo, bă, ai pățit ceva, nu ai mai postat de atâta timp. Știu că de obicei nu fac chestii de genul să nu mai postez câte o săptămână, dar... A fost probabil prima și ultima oară ca perioadă de genul, nu știu, sper. Noi ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Am fost aici alături de Adelin Uș și manevră care a revenit doar că, uite-l, e pe mut. Da. Și noi ne vedem data viitoare, pa, pa.